Adrian, dar v-aș vrea să spunem, Adrian, că nu și mai dorește să treacă prin emoțiile play-out-ului în nou sezon. Tu? Da, asta e normal. Cu toții ne dorim la fel ca să începem bine campionatul, că contează foarte mult cum încep. Și cu toții vrem să terminăm în primii șase. Dar suntem conștienți că o să fie foarte greu și pentru asta mergem și ne pregătim bine ca să ne fie mai ușor. Tu cu un ochi râzi, cu altul plângi, cum se spune. Ți-a plecat nașul, dar ți-a venit fratele. Da, așa e la fotbal. Dacă vin, noi oricum trebuie să ne facem datoria și mergem înainte. Crezi că va reuși să-i convingă pe acționar, pe tehnicie, să rămână aici? Eu sper să rămână. El trebuie să arate pe teren și vom vedea ce va fi. Dar așa cum e, cum l-ai descrie, ce calități ar avea? Ce-l recomandă pentru FC Botoșani? O să-l vedeți. S-ai calificat situația contractuală cu clubul? Da, eu mi-am calificat deja în iarnă. Eu am discutat în iarnă și tot în regulă. Ok.